Comuna Dumbrăvești este plină de drumuri fără asfalt, care la prima ploaie se inundă și se transformă în adevărate provocări pentru localnici drumuri pline de noroai. Un localnic acuză autoritățile că le transmite să-și cumpere cizme în loc să asfalteze. Situația nu este una nouă, ci persistă de ani de zile, însă localnicii se revoltă la fiecare ploaie când trebuie să se confrunte cu noroaiele. Același locuitor din Dumbrăvești a mai scris pe pagina sa de Facebook că localnicii îl votează de 18 ani pentru că promite că va aduce gaze în comună. Însă nici acest lucru nu s-a întâmplat, lipsa gazelor fiind o altă problemă a Comunei Prahovene.